Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Tragedie într-o familie de moldoveni aflați în Italia, copilul lor de doar 2 ani a murit la spital după ce a înghițit o piesă dintr-o jucărie, informează presa din Italia. Potrivit aceleiași surse, părinții băiețelului l-au auzit respirând greu în somn și au alertat ambulanța. Medicul care l-a examinat de urgență a descoperit că micuțul avea bucăți de jucărie în esofag. Astfel a fost luată decizia de a-l transfera imediat cu elicopterul la un spital din Roma, dar spre dimineață micuțul a decedat în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața. Presa italiană scrie că părinții copilului și-au dat consimțământul pentru prelevarea și donarea organelor. Procuratura din Italia a deschis un dosar penal pe acest caz. Printre versiunile examinate se numără și omor din neglijență. Urcat beat la volan, un bărbat și-a băgat prietenul în spital după ce a provocat un accident în capitală. Șoferul de 29 de ani conducea un Audi, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un stâlp. Ciocnirea a fost atât de violentă cât automobilul a fost proiectat într-un microbuz, parcat, iar apoi s-a răsturnat. Testat la alcoolemie, șoferul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 5 ori, mai mare decât norma admisibilă. Sunt imagini surprinse de martori, imediat după accident. Accidentul s-a produs aproape de miezul nopții la intersecția străzilor Burebista și Muncești, din sectorul botanic al capitalei. Poliția a fost sesizată pe faptul că pe strada Muncești s-a produs un accident rutier. Ca urmare a cercetării la fața locului, polițiștii au stabilit că șoferul automobilului marca Audi, un bărbat de 29 de ani, la intersecția cu strada Burebista, a pierdut control asupra mijlocului de transport și s-a tamponat într-un pilon electric. Din cauza loviturii, mașina a fost proiectată într-un microbuz marca Mercedes, ce era parcată în preajmă. După impact, automobilul marca Audi s-a inversat. În urma impactului, pasagerul de 41 de ani din autoturismul Audi a avut nevoie de ajutorul medicilor. Conducătorul auto care a provocat întreg dezastrul nu ar fi avut de suferit, dar a fost suspectat de condus în stare de ebrietate. De aceea a fost supus unui etilotest. Rezultatul a arătat că acesta avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,73 mg per litru. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și ce pedeapsă riscă șoferul. Un accident violent s-a produs și în această după amiază în sectorul Buiucani al capitalei. Un Peugeot a fost grav avariat după ce s-a lovit frontal cu un camion. Potrivit poliției, coleziunea s-a produs pe șoseaua Balcani. Din imaginile surprinse de martori, se vede că partea din fața Peugeot-ului a fost serios boțită. Din fericire, victime nu au fost raportate, însă din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje kilometrice. Pe acest caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și cine dintre conducătorii auto nu a respectat regulamentul circulației rutiere. Poliția de frontieră are de astăzi șef. Este vorba de un angajat din sistem, Ruslan Gălușcă, până acum șef de al Direcției Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Numirea lui în funcție vine la 2 luni după demisia lui Rosian Vasiloi. Acesta a plecat în urma unor scandaluri legate de breșe de securitate la aeroportul Chișinău. Domnul Gălușcă s-a manifestat și atunci când în 23 spre 24 februarie 2022 Republica Moldova a trebuit să facă față valului de refugiați din Ucraina și vreau să mulțumesc pe această cale domnul Gălușcă și rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Gălușcă, bine ați venit în echipă și vă dorim succes. Ruslan Gălușcă activează la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din anul 2009, perioadă în care a ocupat diverse funcții, inclusiv de conducere, în domeniul asigurării securității frontiere de stat, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. Domnul Gălușcă și-a făcut studiile în cadrul Institutului Militar a Forțelor Armate, Academia de Studii Economice din Moldova, precum și-a participat la instruiri atât în țară cât și în străinătate.
Pe parcursul activității, domnul Gărușcă a înregistrat realizări notabile în ceea ce privește combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, iar calitățile manageriale îi va permite realizarea cu succes a funcției. Gălușca a fost deja prezentat noului colectiv, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. A rămas fără șef la începutul lunii noiembrie, când guvernul a aprobat cererea de demisie a lui Rosian Vasiloi. Demisia acestuia a venit după ce la sfârșitul lunii iunie, un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară au fost uciși la aeroport de un cetățean din Tajikistan. Acestuia i s-a interzis intrarea în Republica Moldova, a luat arma de la polițistul de frontieră și a tras mai multe gloanțe. Agresorul a fost reținut și încătușat de trupele speciale, iar la câteva zile a murit la spital. În septembrie, Rosian Vasiloi a fost recunoscut în calitate de bănuit în dosarul tragediei, fiind suspectat de neglijență în serviciu. Vasiloi a primit și o mustrare aspră din partea Ministerului Afacerilor Interne, pe care a contestat-o în instanța de judecată. O familie întreagă a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la cazanul conectat la gazele naturale. Soții și cei trei copii ai lor sunt din Turlești. La fața locului au intervenit echipajele de salvatori și pompieri care au stabilit că un bărbat în vârstă de 28 de ani, soția acestuia în vârstă de 28 de ani, dar și copiii acestora, un băiat de 10 ani și două minore de 9 și 4 ani, au suferit intoxicații cu gazul emanat de la cazanul de înlocuință. Persoanele au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de rigoare. La moment, starea acestora este stabil satisfăcătoare. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite de specialiști. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea instalațiilor ce funcționează pe bază de gaze naturale, dar și altor surse de încălzit locuințele. Totodată, persoanele sunt rugate să verifice sistematic funcționalitatea elementelor de încălzit, iar în cazul în care depistează fisuri sau defecțiuni, să apeleze la ajutorul specialiștilor pentru evitarea situațiilor de risc. Potrivit datelor statistice ale CSU, de la începutul anului 2023, 35 de persoane, inclusiv 15 minori, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon, emanat de la cazanele defecte. Vinde alcool și țigări contrafăcute. O femeie de 53 de ani, proprietara unui magazin din orașul Râșcani, a fost luată la ochi de poliție. Timp de o lună, polițiștii din Râșcani au documentat activitatea ilegală a unui agent economic care comercializa produse alcoolice contrafăcute. Ca rezultat al cercetărilor efectuate, s-a stabilit că o femeie de 53 de ani, proprietară a unui magazin, comercializa produse alcoolice pe care le îmbutălia la domiciliul său. Marfa era vândută la un preț mai redus decât cel de piață. În rezultatul perchezițiilor autorizate efectuate la magazinul și domiciliul femeii, au fost depistate și ridicate recipiente din plastic cu alcool, în volum total de 150 de litri și peste 2100 de pachete cu țigări, de diferite mărci, fără acte de proveniență. Valoarea mărfurilor se estimează la circa 80.000 de lei. Acum femeia riscă să fie sancționată contravențional. După mai multe tentative eșuate, judecătorii din țară au decis să se întrunească la anul viitor, pe data de 1 martie. La adunarea generală a judecătorilor ar urma să fie ales un nou membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit Europa Liberă, președintele interimar al CSM, Sergiu Caraman, a explicat că deja este o candidatură pentru acest post, o judecătoare a CSJ, care a trecut din a doua încercare verificarea integrității etice și financiare. Este vorba de Aliona Miron, care a promovat recent și waiting-ul. Caraman a presupus că până în martie ar putea apărea și un candidat din rândul curților de apel. Conform legii, CSM este format din 12 membri care au promovat pre-waiting-ul, 6 judecători și 6 juriști. Actualmente, în Consiliul sunt 4 judecători aleși în funcții în aprilie 2023 și o magistrată din fosta componență a CSM, mandatul cărei a fost prelungit. Totodată, în cadrul întrunirii ar putea fi aleși și membrii Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. Candidații, de asemenea, ar urma să fie supuși vetingului. Adunarea Generală a Judecătorilor este unul dintre organele autoadministrării judecătorești și asigură realizarea practică a principiului independenței sistemului judecătoresc. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!